Cuvântul pe care aș vrea să vi-l spun astăzi este un cuvânt pe care de atâtea ori încercăm să-l lăsăm deoparte. Acest preț pe care l-a plătit Hristos pentru dragostea noastră trebuie să ne deosebească de ceilalți. Întrebarea pe care vreau să vă pun astăzi este următoarea. Ce ai răstignit astăzi pentru Hristos? Din timpul tău? Din averea ta? Din dragostea ta? Pentru că dacă noi am răstignit zi de zi ceva din tabieturile noastre, din patimile noastre, din cârtelile noastre, cu siguranță, această nebunie a neamurilor care ar trebui să o avem în sufletele noastre, să ne apropie și mai mult de jertfa lui Hristos. Să știți că acolo la cruce, acolo la răstignire, acolo la jertfă, acolo doar putem să aflăm adevărata dragoste, adevărata nebunie care ar trebui să fie noi. Poate că de multe ori noi ne pierdem identitatea de nebune a lui Hristos, așa cum spunea Pavel mai departe la Romani. Nu știm să alegem adevăratele valori din viața noastră. Când noi reușim să răstignim ceva într-o zi din viața noastră, să știți că noi facem din voința noastră, ci pentru dragostea lui Dumnezeu. Când trebuie să-ți iei crucea să-L urmezi pe Hristos, trebuie să o faci cu convingere deplină. Nu azi o iau și mâine o las. Nu azi îmi place și mâine nu prea îmi place. Un bătrân de 92 de ani, care nu cârtea, care se mulțumea că avea un pahar de apă pe masă, care știa că dacă bate cineva la ușă, îi lăsa laptele, așa cum era el, zicea, mulțumesc, și care își vedea de zilele lui bucuros și mulțumea că încă Dumnezeu avea grijă de el. Suntem tineri mulți și nu ne place cât vedem una și alta, dar un om de 92 de ani care a văzut poate zeci și sute de lucruri care nu i-au plăcut, dar a știut să-și ducă cu vrednicie crucea și să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce a primit. În pașii noștri către Hristos. Să răstignim în fiecare zi ceva din noi care ne depărtează de calea mântuirii. Să ne gândim că fără cruce niciodată nu vom ajunge în rai. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dragi frați, iubite surori, slăviți să fie Domnul! Mă bucur că ne putem vedea, ne bucurăm că încă suntem aici împreună și putem să dăm slavă lui Dumnezeu. Ne bucurăm că încă avem lumină și ne putem deschide ochii și putem să ne vedem unii pe alții. Mă bucur foarte mult că sunt aici cu frățiile voastre și credeți-mă că, așa cum spunea fratele Traian Dorz, cea mai minunată și cele mai minunate clipe ale vieții noastre sunt acolo unde ne putem întâlni unii cu alții, frați în adunare. Să știți că din ce în ce mai greu oamenii tind să ajungă unii cu alții împreună și să vorbească aceeași limbă. Dar mulțumim Domnului că ne-a venicit pe toți să ajungem aici și să vorbim aceeași limbă. Cuvântul pe care aș vrea să vi-l spun astăzi este un cuvânt pe care de atâtea ori încercăm să-l lăsăm deoparte. Evanghelia care s-a citit astăzi a fost una extraordinară și știu că spunea Părintele Iosif Trifa că această Evanghelie este imnul de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Într-adevăr, nimeni n-a mai iubit așa, nici noi nu iubim atât de mult, chiar pe copiii noștri. Chiar noi unii pe alții nu iubim așa de mult încât Dumnezeu s-a uitat în ochii noștri și a zis, noi voi meritați încă o dată iubirea mea și ne-a iubit atât de mult încât și-a trimis Fiul. Dar această dragoste a lui Dumnezeu a venit și cu o răscumpărare. Ne apropiem pași cu pași, parcă de atâtea ori nu știm că această dragoste a lui Dumnezeu care se vede noi, acum, are la sfârșit un preț. Dacă El te iubește pe tine astăzi așa de mult încât ai ajuns aici astăzi, tu îl iubești pe El la fel. Sfântul Apostol Pavel spune la Corinteni, capitolul 1, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudeii sminteală,
pentru neamuri nebunie. Poate că Sfântul Apostol Pavel ne spune într-un fel sau în altul că acest preț pe care l-a plătit Hristos pentru dragostea noastră trebuie să ne deosebească de ceilalți. Nu știm noi cu adevărat cât de mult ne iubește Dumnezeu, pentru că noi nu știm să iubim încă cu adevărat. Întrebarea pe care vreau să vă pun astăzi este următoarea. Ce ai răstignit astăzi pentru Hristos? Din timpul tău? Din averea ta? Din dragostea ta? Ce am răstignit noi până acum pentru Hristos? Pentru că dacă noi am răstignit zi de zi ceva din tabieturile noastre, din patimile noastre, din cârtelile noastre, cu siguranță, această nebunie a neamurilor care ar trebui să o avem în sufletele noastre, să ne apropie și mai mult de jertfa lui Hristos. Ce dulce viața cu Iisus la crucea lui când te apleci. Să știți că acolo la cruce, acolo la răstignire, acolo la jertfă, acolo doar putem să aflăm adevărata dragoste, adevărata nebunie care ar trebui să fie noi. Cum iubim noi? Păi dacă mă iubește El, iubesc și eu, nu? Dacă îmi dă și El, îi dau și eu. Dacă mă duce El, poate îl duc și eu. Dacă mă întinde o mână, poate îi întind și eu. Dumnezeu n-a făcut la fel. Și acum încă stă cu brațele deschise și zice, eu vă iubesc. Eu stau pentru fiecare dintre voi aici și vă primesc. Dar vrei să te răstignești împreună cu mine? Să lești toate păcatele? Un om foarte bogat, din zilele noastre, s-a dus la o mănăstire cu un prilej foarte frumos la o nuntă și starețul de acolo, părintele care a cununat pe tineri, a spus în predică că Dumnezeu a iubit atâta de mult încât pe cei doi copii care stau în fața altarului îi primește zilnic cu brațele deschise. Și s-a dus acest om bogat la părintele respectiv, la stareț și l-a întrebat, cum adică îi primește zilnic cu brațele deschise? Și a spus versetul de la Ioan, cei care s-a citit astăzi în Evanghelie și aici la noi, și a spus și pentru toată lumea, și pentru cei sărași, și pentru cei bogați. Dar trebuie să iubești cu tot ce ai tu. Și a întrebat, cum aș putea să iubesc și eu, cum aș putea să am și eu parte de dragostea lui Dumnezeu? Și a spus, vinde tot ce ai și urmează. A stat bogatul, s-a gândit puțin și a zis, să vând tot ce am. Și s-a gândit la tot ce are el. Și s-a dus acasă acest bogat. Și frământat de tot ce i-a spus părintele, i-a spus soției lui și a spus, uite, eu vreau să vând cam tot ce avem și să ne mulțumim cu mai puțin. S-a bucurat foarte tare soția lui când a aflat. Și a început să vândă. Tot ce avea, s-a mutat din casa lui cea mare într-o simplă garsonieră. A vândut mașinile, a dat tot ce a avut și a cumpărat o tipografie, așa ca părintele Iosif. Și a început să vândă cărți despre Iisus și despre răstignire și despre dragoste gratis. Mulți prieteni de-a lui bogați nu le-a venit să creadă. Și s-au dus să vadă. S-au dus să-l vadă pe prietenul lor. Că e nebun? Cum ai putut, mă, să-ți vinzi tot ce ai, mă? Să stai aici la colțul străzii și să vinzi ziare, reviste, cărți. Și spunea acest om bogat, sunt gratis, luați și voi. Dar niciunul n-a luat nicio carte. Niciunul n-a luat niciun ziar de acolo. Se opreau unii nebuni de pe stradă, care iubeau pe Hristos și luau câte o carte și câte un ziar de acolo. Dumnezeu a lăsat o împărăție ca dragostea Lui să se vadă ce înseamnă pentru noi, cât putem noi lăsa din viața noastră, cât ne dorim să lăsăm noi din viața noastră. Spune că acolo la cruce, când ajungi, spune că acolo afli ce este iubirea cu adevărat, afli ce este iertarea, afli ce este mila, afli ce este îndurarea. Sub cruce descoperi mântuirea. Vreau să vă spun că așa la crucea noastră de multe ori ne gândim că vai ce cruce grea avem. Spunea fratele că și se ruga că ar fi bine să nu cumva să treacă timpul și să ne mai putem vedea.
dar este o cruce care trebuie să ne o ducem. Poate că de multe ori noi ne pierdem identitatea de nebuni a lui Hristos, așa cum spunea Pavel mai departe la Romani. Nu știm să alegem adevăratele valori din viața noastră. Nu știm să le punem în practică valorile. De unde este dragostea atunci? M-am bucurat așa de mult vara asta, vă spun sincer, poate mai mult ca niciodată în viața mea. Dar fiecare clipă pe care o petrecem împreună cu Dumnezeu este cea mai valoroasă pe care o avem. Pentru că noi știm că El ne iubește. Când noi reușim să răstignim ceva într-o zi din viața noastră, să știți că nu o facem din voința noastră, ci pentru dragostea lui Dumnezeu. Părintele Iosif spunea că Iisus este aflarea, trăirea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit. Trebuie ca noi să trăim aceasta cu toată ființa noastră, cu tot cugetul, cu toată inima, cu toată dăruirea noastră. Oare cât de mult ne dorim ca să ajungem acolo sus în patria cerească? Cât de mult ne dorim fiecare dintre noi să ducem crucea fiecare așa cum putem, acolo sus, acolo unde Hristos a spus că ne pregătește la toți un locaș. Cât de mult ne place crucea care o avem, cât de mult o spune că tare grea e. Mai ales cu serviciile din ziua de astăzi, mai ales cu neputințele din ziua de astăzi, mai ales cu lumea care este în jurul nostru. Dar dacă toată ziua cârtim, dacă toată ziua ne vedem neputințele noastre și nu stăm niciodată lângă crucea lui Hristos, atunci, dragi frați și iubite surori, nu prea merităm dragostea adevărată, dragostea a lui Dumnezeu. Spunea în Evanghelie că nu a venit să judece acum. Într-adevăr, Hristos nu a venit la început să judece pe fiecare, dar a venit să tragă un semnal de alarmă. Nu e bine ce faceți, nu mergeți pe drumul care trebuie, nu iubiți cum trebuie, nu vă jertfiți cum trebuie. Și ne spune așa de frumos acest imn al dragostei, că trebuie să mergem pe o anumită cale, să lăsăm ceva de la noi și mai ales trebuie să-L urmăm. Când trebuie să-ți iei crucea să-L urmezi pe Hristos, trebuie să o faci cu o convingere de plină. Nu azi o iau și mâine o las. Nu azi îmi place și mâine nu prea îmi place. Știți pilda foarte bine cu cel care a pornit pe drum și i s-a părut grea crucea la început, foarte grea. Și a văzut că alții trec pe lângă el foarte ușor. Și a zis, hai să mai tau puțin din ea, nu? Că sigur îmi va fi mai ușor pe drum. Și totuși lui se părea tot grea, chiar dacă a tăiat din ea, nu? Și a văzut că alții iar îl depășesc. Și a zis, mai tau puțin. Și tot așa a făcut. Și când să ajungă în rai, trebuia să treacă pe pastie. Dar crucea lui era mică. Noi nu ajungem, dragi frați și iubite surori, în rai, dacă toată ziua ne plângem și nu iubim așa cum a iubit Dumnezeu, lăsăm tot ceea ce nu este plăcut Lui. Și repet din nou, ce ai răstignit astăzi, dragă frate și scumpă soră? Ce ai lăsat din partea ta pentru Hristos? Spune Părintele Iosif Trifa că lepădarea de cruce este pieire și că mântuirea noastră stă doar acolo sus, pe Golgota. Dacă direcția pe care mergem noi nu este cea care urcă în sus și ne place bulevardul cel mare pe care îl alunecăm în jos, ne spune din nou Cuvântul Dumnezeu și ne spune iarăși Hristos că pe bulevard care duce la pieire din cauza plăcerilor noastre, că strâmtă este calea, dar duce la viață. Împreună cu crucea urci și Dumnezeu îți dă viață. Trebuie să știm întotdeauna să nu lăsăm crucea de lângă noi. Nici măcar o clipă. Chiar dacă suntem în spital și am auzit o pildă frumoasă cu un bătrân de 92 de ani, care nu cârtea, care se mulțumea că avea un pahar de apă pe masă, care știa că dacă bate cineva la ușă îi lăsa laptele, așa cum era el, zicea, mulțumesc,
și care își vedea de zilele lui bucuros că încă Dumnezeu și mulțumea că încă Dumnezeu avea grijă de el. Și vreau să vă spun că după ce am întâlnit această persoană, am văzut că bunătatea lui Dumnezeu este pentru toți atât de mare. Suntem tineri mulți și nu ne place cât vedem una și alta, dar un om de 92 de ani care a văzut poate zeci și sute de lucruri care nu i-au plăcut, dar a știut să-și ducă cu vrednicie crucea și să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce a primit. Aș vrea să vă spun că în fiecare zi Dumnezeu nu stă cu mâinile în sân și ne ascultă pe fiecare dintre noi atunci când noi ne îndreptăm către El. Cum credeți că putem trece așa de ușor prin această lume dacă noi nu vorbim cu El? Pentru că noi suntem de multe ori neputincioși, dar în dragostea lui Dumnezeu spune, la mine toate sunt cu putință, veniți! De aceea aș vrea să vă rog, pe fiecare în parte, să ne dreptăm pașii noștri către Hristos, să răstignim în fiecare zi ceva din noi care ne depărtează de calea mântuirii, să ne gândim că fără cruce niciodată nu vom ajunge în rai. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.